Duminica 12-a după Rusalii ne vorbește de o întâlnire cu totul specială. Nu este vorba de un om suferind care vine să ceară tămăduire, nu este vorba de un părinte disperat care caută tămăduire sau vindecare din stăpânia demonului pentru copilul său, ci este vorba de o întâlnire a lui Hristos cu un om care pare deja desăvârșit, cu un om care spune că a împlinit din tinerețe poruncile. Și dacă citim cu atenție relatarea Sfântului Matei, vedem că poruncile la care se referă sunt nu numai citate câteva din poruncile, din cele 10 porunci ale lui Moise, să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să își cinstești părinții, să nu depui mărturie mincinoasă, ci se adaugă la acestea porunca cea mai mare. Să-L iubești pe Dumnezeu, spune Hristos, că este cea mai mare, iar apoi asemenea ca și aceasta, să-L iubești pe aproapele tău. Vă amintiți parabola samarineanului milostiv? Este tocmai un răspuns al Mântuitorului la întrebarea altui tânăr, cine este aproapele meu? Acest tânăr nu întreabă, dar oare, Doamne, cine este aproapele meu? Ci spune foarte surprinzător că le-a împlinit din tinerețe. Și cele cu să nu faci ceea ce nu se cuvine, și aceasta ultimă, că și-a iubit aproapele din tinerețe. Cu siguranță Hristos a fost impresionat să vadă că un tânăr a fost preocupat din tinerețe să împlinească poruncile. Cele din legea lui Moise și aceasta, care este greu de îndeplinit până în ziua de astăzi, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Și totuși, Hristos știa că acest tânăr, că acestui tânăr îi mai lipsea ceva. Pentru că nu numai împlinirea poruncilor ne arată vrednici să intrăm în împărăția cerurilor, ne arată desăvârșiți, ci și renunțarea la orice patimă și la orice neputință în viața noastră. Acest tânăr era foarte bogat. Și nu numai că era foarte bogat, ci, așa cum vedem din Evanghelie, ținea foarte mult la bogăția lui. De aceea Mântuitorul îi spune ce îi lipsește lui. Împlinise toate poruncile. Îi mai lipsea ceva. Îi mai lipsea tocmai statutul de ucenic al lui Hristos. Iar acest statut se dobândea prin renunțarea la patima lui cea mai înverșunată și prin urmarea lui Hristos. Hristos, ca Dumnezeu, i-a cunoscut patima și i-a dat răspuns la întrebarea lui. Dacă vrei să fii desăvârșit, vinde toate, dă-le săracilor și vei avea comoară în ceruri. Și vino și-mi urmează mie. Și ne spune Sfânta Evanghelie că tânărul s-a întristat adânc, căci era foarte bogat. S-a întristat, dar a ales bogăția și nu l-a ales pe Dumnezeu. Era posibil pentru tânăr să le aleagă pe Dumnezeu? Haideți să ne amintim de Sfinții Apostoli, care, e drept, nu erau oameni bogați. Erau oameni săraci, erau oameni simpli, erau pescari. Dar când au auzit cuvântul Mântuitorului, același cuvânt, vino să-mi urmează mie, au lăsat toate. Au lăsat mrejile, au lăsat familiile, au lăsat copiii și au urmat lui Hristos. Acest tânăr nu ni se spune că avea familie. Nu era legat de legături familiale. Era legat de patima pentru avuție și n-a putut să renunțe la această patimă pentru Dumnezeu. Așa cum au făcut-o apostolii. Apostolii au lăsat toate și au urmat lui Hristos.
Și Sfântul Matei ne spune că atunci când apostolii întreabă care va fi soarta lor, a celor care i-au urmat lui Hristos lăsând toate, Mântuitorul ce răspunde? Că vor ședea pe cele 12 tronuri ale lui Israel, la judecată. Dar mai spune că cel care nu-și lasă țarină și familie și copii și nevastă și tot ce are și nu-i urmează, nu este vrednic de el. Așadar, dacă punem în legătură cele două cuvinte ale Mântuitorului, vedem clar cum acest tânăr n-a fost vrednic de Dumnezeu, deși era un tânăr aproape de săvârșit. Îi mai lipsea ceva. Îi mai lipsea ceva care nu era un detaliu, iubiți credincioși, ci era interesul adânc al vieții lui. Toată viața lui se învârtea în jurul acestei avuții. De aceea n-a putut s-o lepede. Toată dragostea lui era una pământească, aceasta pentru avuție. Dacă cineva va cere să vă lăsați, să renunțați la lucrul cel mai drag al vieții voastre, ați fi în stare să o faceți? Răspunsul este, poate, depinde cine ne-o cere. Dar de cele mai multe ori răspunsul este că nu. Că nu putem renunța la ceea ce este mai drag în viața noastră. Iar tânărul de astăzi ne dovedește că nu putem renunța de multe ori, nici chiar dacă Dumnezeu însuși ne-o cere. Aceasta este problema vieții noastre creștinești. Dacă dorim să-i urmăm lui Hristos, căci a urma lui Hristos, vedeți că nu este un lucru ușor. Nu este doar a primi botezul și mirungerea, a urma poruncile, a veni la biserică, a urma posturile, a ne strădui să ne rugăm, ci a urma lui Hristos înseamnă să lăsăm toate pentru Hristos. Să privim atent la viața noastră, să vedem ce are valoare în viața noastră și să lăsăm toate pentru Hristos. Aceasta este jertfa care se cere oricărui creștin. Aceasta este jertfa pe care Hristos ne-o cere ca să ne dovedim dragoste. Dragostea față de Dumnezeu. Iar dacă revenim la avere, la bunuri materiale, trebuie să ne amintim de predica de pe munte, în care Hristos ne spune că unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Dovadă tânărul de astăzi. Comoara i-a fost pe pământ, inima i-a fost pe pământ, deși el cu gura spunea, Doamne, ce trebuie să mai fac ca să intru în împărăția cerurilor? Și când i s-a răspuns foarte drept și la obiect, a refuzat. Pentru că inima lui era pe pământ, acolo unde era comoara lui. Așadar, atunci când vorbim de a urma lui Hristos și a lepăda cele care ne leagă de această lume, trebuie să considerăm exact ceea ce vorbim. Pentru că acest atașament, în cazul tânărului, de bunurile materiale, nu este doar o dorință de a avea haine frumoase, de a avea o mașină frumoasă, de a avea o casă spațioasă, ci această legare a sufletului nostru de bunuri materiale dovedește ceea ce s-a întâmplat cu tânărul. Că noi, de fapt, iubim bunurile și nu-L iubim pe Dumnezeu. Și nu suntem în stare să-i răspundem lui Dumnezeu, să-i răspundem dragostei lui Dumnezeu așa cum El și-a arătat-o față de noi. În apartenența, în ținerea noastră la bunurile materiale, se arată faptul că în relația noastră cu Dumnezeu noi nu știm cum să procedăm. Modul cum privim bunurile ne arată pe noi cum îl privim pe Dumnezeu. Modul cum suntem atașați de aceste bunuri ne arată pe noi dacă îl iubim sau dacă nu îl iubim pe Dumnezeu. Așadar, nu este o simplă părere,
o simplă idee că am dorit să avem o viață îndestulată. Și în cazul tânărului și în cazul nostru de multe ori, atașamentul la bunurile materiale dovedește că noi nu înțelegem de fapt relația noastră cu Dumnezeu. Căci dacă am dorit să răspundem dragostei lui Dumnezeu, am vedea în toată lumea și în toate bunurile acestea pe care noi le considerăm ale noastre, am vedea că nu sunt ale noastre, ci am vedea darul lui Dumnezeu. Am vedea dragostea lui Dumnezeu revărsată peste lume. Nu spune Hristos în predica de pe munte, după ce spune unde este inima ta, unde este comoara ta, acolo este și inima ta. De ce vă îngrijiți de ziua de mâine? Priviți la păsările cerului, priviți la câini, cum sunt îmbrăcați de frumos. Oare nu va avea Dumnezeu cu atât mai mult grijă de creația sa? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Așadar, vorbind despre bunuri și despre avere, noi ne arătăm cine suntem. Ne arătăm dacă în bunuri vedem darul lui Dumnezeu sau, din contră, vedem o posesie a noastră, vedem un bun al nostru pe care l-am câștigat noi, credem noi, și îl merităm să-l stăpânim. Dar Dumnezeu ne-a pus stăpâni peste toată această creație. Crește și vă mulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Dar nu ca să transformăm stăpânirea bunurilor materiale în închinare la idoli. Căci în cazul tânărului din Evanghelie, averea a devenit Dumnezeu. El se închina averii lui. A ales averea în loc să aleagă pe Dumnezeu. Dacă nu înțelegem că bunurile materiale sunt darul lui Dumnezeu și nu sunt posesiunea noastră și că primind darul lui Dumnezeu se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu și să oferim darul în jurul nostru, ca darul lui Dumnezeu să ajungă și la cei care au fost dăruiți mai puțin de Dumnezeu. Nu înțelegem ce este dar de la Dumnezeu, nu înțelegem ce este această lume și nu înțelegem ce este bunul material. Ne considerăm și ne comportăm ca niște stăpâni și nu suntem, că stăpânirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu este după chipul Lui. Dumnezeu ne oferă ale Lui. Aceasta spunem la momentul important al Sfintei Liturghii. Ale tale dintr-o ale tale. Noi îi oferim înapoi lui Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă și noi îi oferim înapoi lui Dumnezeu. În darul lui Dumnezeu, Dumnezeu își arată dragostea. În răspunsul nostru ne arătăm și noi dragostea față de Dumnezeu și față de semeni. Cum putea tânărul să spună că îl iubește pe semenul său ca pe sine însuși, când era atât de legat de cele materiale? Cum putea tânărul să spună că dorește împărăția cerurilor, când a plecat cu capul în pământ și întristat foarte, căci răspunsul care l-a primit de la Dumnezeu nu prea îi convenea? Vedeți așadar, iubiți credincioși, că în jurul modului cum privim darul lui Dumnezeu, lumea, bogăția, ceea ce avem noi, de fapt ne arătăm cine suntem. Dacă suntem creștini care dorim să iubăm lui Hristos, chiar cu acest sacrificiu al bunurilor materiale, a ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Nu este o simplă poveste frumoasă în Evanghelia de astăzi, ci este ca o oglindă în care fiecare ar trebui să ne privim și să ne întrebăm ce aș face eu dacă aș fi în locul tânărului. Suntem într-o lume a bogăției și cei mai mulți dintre noi am venit pentru așa ceva, pentru o viață mai bună. Dumnezeu nu ne condamnă. Dacă suntem aici, a îngăduit Dumnezeu să fim aici. Dar trebuie să învățăm, chiar în America fiind iubiți credincioși, să ne comportăm creștinește. Să considerăm bunul ca dar al lui Dumnezeu
și nu ca stăpânirea noastră și să nu ne punem inima în comoară și în comoara aceasta de pe pământ și să răspundem prin dar, darul lui Dumnezeu. Aceasta este tot secret, acesta este tot secretul viețuirii creștine. Cum primești darul de la Dumnezeu, cum recunoști darul, cum înmulțești darul și cum întorci darul înapoi la Dumnezeu. Chiar în America, dacă suntem, a fi creștin nu s-a schimbat. Dacă avem mai multe daruri pe care le dorim și pe care poate că le primim aici, să fim recunoscători lui Dumnezeu și să știm să întoarcem darul. Altfel, suntem ca tânărul din Evanghelie, care și-a pus inima și toată dorința în bogățiile acestei lumi și l-a refuzat pe Dumnezeu. Rețineți, El a venit să afle ce să facă ca să intre în Împărăția Cerurilor. Și când a auzit ce trebuie să facă, a plecat. I-a întors spatele lui Hristos. Nu acesta era răspunsul pe care l-aștepta. Pentru că n-a primit răspunsul potrivit, i-a întors spatele lui Dumnezeu. Aceasta este judecata. Să nu credem că ne strecurăm, că putem să ne împărțim așa cum suntem ispitiți și să slujim banului și să slujim lui Dumnezeu. Ne spune Hristos, scrie în Evanghelie foarte clar, nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamă. Dacă nu-i credem lui Hristos pe cuvânt, nu putem să ne numim creștini. Dacă noi credem că putem să ne păcălim pe noi înșine și pe Dumnezeu, că putem să slujim și banului și lui Dumnezeu, ne păcălim pe noi înșine. Care este răspunsul? Răspunsul este să învățăm ce să facem cu ceea ce avem. Să învățăm să răspundem darul lui Dumnezeu cu alt dar în jurul nostru, lui Dumnezeu înapoi. Sunt atâția oameni încă în nevoi, sunt atâția oameni în suferință, să-L găsim pe Dumnezeu în semenul nostru. Căci aceasta înseamnă să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Iată că, vedeți, după atâtea explicații, înțelegem că tânărul din frumoasa povestire de astăzi a Evangheliei nu era chiar atât de aproape de desăvârșire, așa cum credea el. Așa cum credea că lipsește încă ceva mic, încă un detaliu. Ceva pe care nu-l percepea el și a venit la un învățător să-i descopere. S-a arătat pe sine ca refuzându-l pe Dumnezeu, nu ca și căutându-l pe Dumnezeu. Iar în întrebare și în răspuns se poate lămuri fiecare dintre noi cine este, așa cum v-am spus, ne putem întreba ce am răspunde noi la Evanghelia de astăzi. Așadar, iubiți credincioși, haideți să învățăm în această lecție și haideți să ne întrebăm cum răspundem darului lui Dumnezeu și prin prezența noastră în biserica noastră. Ați auzit deja de mai multe ori despre programul pe care dorim să-l începem în această toamnă, care se referă tocmai la așa ceva. Cum răspundem noi darul lui Dumnezeu prin darul nostru, care este de timp, de dragoste, de dăruire în biserică și nu în ultimul rând cel material. Veți auzi în următoarele săptămâni alte lucruri despre acest program care vorbește despre modul cum ar trebui să ne înțelegem noi prezența în biserică. Să nu credem că am născocit noi, îl numim program cam sofisticat, și se numește, că n-am găsit cuvântul românesc, stewardship. Asistență, ajutorare, sprijinirea bisericii. Nu există un cuvânt atât de care să cuprindă toate aceste sensuri în limba română. Nu am născocit noi un program ca să spunem că avem programe frumoase în biserică. Ci iată cum Evanghelia de astăzi ne arată că, de fapt, înțelegându-ne rolul în biserică, intrăm în ceea ce numim noi program. Dorim să fim parte din biserică. Dorim să ne dăruim timpul și dragostea, să clădim această comunitate, să întreținem această biserică, să fim împreună biserica lui Hristos.
Biserica lui Hristos nu este o simplă asociație unde plătim o membrie, mergem din când în când, ne întâlnim cu prietenii și ne simțim bine. Biserica lui Hristos este comunitatea creștinilor. Și am repetat astăzi ce înseamnă să fii creștin. Înseamnă jertfă. Înseamnă să-L alegi pe Dumnezeu și să nu alegi bani. Înseamnă să-I dăruiești lui Dumnezeu ceea ce înapoi, ceea ce El ți-a dăruit. Nu înseamnă o comunitate unde pierdem puțin timp din viața noastră ca să fim cu frații noștri români. Aceasta nu este biserică. Acesta este un club. Ori biserica nu este un club, biserica se bazează pe jertfa Mântuitorului, care Dumnezeu fiind, ne spune Sfântul Pavel, a renunțat la dumnezeirea Lui, s-a pogorât pe pământ, a renunțat la slava Lui dumnezeiască și a luat chipul nostru smerit și a venit pe pământ ca să fie ca noi, să fie să sufere ca noi. Aceasta este biserica, bazată pe jertfa Lui. Credeți că noi putem să fim altceva în biserică dacă nu avem jertfă? Putem să fim creștini dacă nu imităm și noi jertfa Lui Hristos? Putem să-I urmăm Lui Hristos dacă nu lăsăm toate celelalte? Hristos ne spune că nu. Noi avem de răspuns fiecare pentru noi în viața noastră. Dacă da sau dacă nu. La judecată acesta va fi întrebarea, după cum știți. L-ai iubit pe aproapele tău, i-ai dat de mâncare celui flămând, l-ai cercetat pe cel bolnav și în temniță? Dacă da, vom intra în împărăție, cum ne spune parabola judecății din Matei 25, dacă nu, vom fi condamnați pieirii pentru că l-am refuzat pe Dumnezeu și l-am refuzat pe semenul nostru. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să învățăm cu toții din lecția de astăzi. Să învățăm cum să fim creștini, mai ales aici unde avem multe ispitiri ale banului, ale bogăției. Să învățăm să folosim bogăția ca să fie spre slava lui Dumnezeu și spre ajutorul oamenilor. Să nu fie spre închinare la idoli, cum s-a întâmplat cu tânărul de astăzi. Să învățăm din Evanghelia de astăzi, că dacă ne întrebăm, oare, Doamne, ce ne lipsește fiecăruia ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, probabil o parte din răspuns este tocmai acesta pe care Hristos l-a oferit tânărului acesta deosebit din Evanghelie. Să lăsăm toate și să-I urmăm lui Hristos. Amin.